Mai întâi fierbem cartofii. Pentru această rețetă am folosit 1 kg de cartofi. După ce au fiert, îi dăm printr-un jet de apă rece și îi scurgem de apă. Când s-au răcit, îi curățăm de coajă și îi dăm prin orificiile mari de la răzătoare. Tocăm mărunt o legătură mică de pătrunjel. Amestecăm condimentele, sarea, piperul și busuiocul uscat cu cele 4 ouă. Punem toate ingredientele, mai puțin făina și praful de copt, într-un bol mai mare. Amestecăm până când obținem o compoziție omogenă. Cernem peste cartofi cele 350 de grame de făină împreună cu o linguriță de praf de copt. Amestecăm foarte bine până când obținem o compoziție omogenă, asemănătoare cu compoziția pentru chiftele. Punem tigaia la foc mic și ungem cu puțin ulei. Ungem mâinile cu puțină apă și formăm o chiftea mare pe care o întindem uniform în tigaia ușor încinsă. Din această compoziție vom obține 3 plăcinte, așa că compoziția o vom împărți în 6 biluțe mari. Punem un strat de cașcaval și un strat de șuncă. La aceste plăcinte mai puteți adăuga și felii de gogoșari murați. Închidem plăcinta cu cea de-a doua biluță pe care o întindem uniform și apăsăm pe margini pentru a nu curge cașcavalul. Punem capacul și coacem la foc mic pentru aproximativ 3-4 minute. Întoarcem plăcinta, punem capacul și coacem pentru încă 5-6 minute sau până când s-a rumenit frumos. Aceste plăcinte sunt foarte bune și sățioase, se pot servi calde, reci, simple sau cu ketchup, le recomand cu mare drag. Vom face un aluat turnat, așa că vom avea nevoie de 2 ouă întregi pe care le vom bate cu un praf de sare. Peste ouă adăugăm 300 g iaurt și omogenizăm foarte bine. Adăugăm și 50 ml ulei și amestecăm bine. Vom adăuga laptele în 3 tranșe egale. În total vom avea nevoie de 300 ml lapte. Adăugăm și o linguriță praf de copt.
În final vom adăuga și cele 450 grame făină. Amestecăm bine cutelul și vom termina de pus și restul de lapte. Așa trebuie să arate aluatul nostru, o compoziție omogenă, fără cocoloașe, ce curge ca o lavă. Pentru umplutură voi folosi cașcaval și brânză de capră. Punem tigaia la încins și ungem cu ulei. Când tigaia s-a încins, oprim focul și formăm plăcintele. Vom pune un polonic de aluat. Ne vom ajuta de o lingură pentru a așeza compoziția uniform în tigaie. După ce am așezat compoziția, vom aprinde iar focul la treapta cea mai mică. Adăugăm o parte din brânzeturi și deasupra vom mai adăuga foarte puțină compoziție pe care o așezăm cu lingura. Punem capacul și lăsăm la cop 2 minute. Întoarcem plăcinta și mai lăsăm 1-2 minute. Verificăm plăcinta și dacă s-a rumenit, aceasta este gata. Acestea sunt plăcințelele la tigaie, 5 la număr. Uitați cât de bine arată! Sunt rumene și moi, cu umplutură de cașcaval și brânză. Sunt delicioase și făcute într-un timp record. Vom începe cu aluatul, așa că avem nevoie de un ou, peste care vom pune un praf de sare și o linguriță de zahăr. Batem puțin cutelul aceste 3 ingrediente.
adăugăm și cele 140 de grame de iaurt. Eu am folosit un iaurt degresat, dar puteți folosi și un iaurt grecesc sau chiar smântână. Ca aluatul să fie mai pufos, voi adăuga și o linguriță praf de copt. Acum voi pune și cele 140 de grame de făină și voi amesteca puțin cu telul ca să încorporez puțin făina, iar apoi voi lua o lingură cu care voi continua să amestec. În final, adăugăm și cele două linguri de ulei de măsline. Amestecăm până obținem o compoziție ce curge ca o lavă. Cam așa trebuie să arate compoziția, o compoziție omogenă, fără cocoloașe. Ungem bine tigaia cu ulei, iar apoi vom turna compoziția. Așezăm compoziția în tigaie cu o lingură. Ungem aluatul cu ketchup și busuioc. Adăugăm toppingul preferat. Eu voi pune cașcaval, ceapă, măsline verzi, porumb și șuncă. Punem tigaia la foc mic și acoperim cu un capac. Lăsăm timp de 7-10 minute sau până când aluatul s-a rumenit frumos. Uitați cât de bine arată!